Liderii opoziției critică dur proiectul legislativ depus de cei de la putere, prin care se dorește creșterea pragului electoral de la 5 la 7%. Partidul Mișcarea Populară arată că socialdemocrații și liberalii vor să restrângă atât de mult opțiunile de vot, încât să fie siguri că vor ține țara la mâna lor și că își vor face jocurile nestingheriți. Și discutăm pe marginea acestui subiect cu Eugen Tomac, președinte PMP. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezență. Ne auzim? Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule Tomac, așadar, ce credeți că se urmărește mai exact cu această propunere legislativă și ce șanse sunt, iată, să fie aplicată la alegerile parlamentare de anul viitor? Dacă aș fi în locul domnului Ciolacu și Ciucă, i-aș exclude din partid pe inițiatorii acestei legi, pentru că duc în eroare opinia publică într-un moment oricum plin de provocări. Nu poți să duci în eroare cetățenii și să încerci să lansezi teme false într-un moment în care oamenii discută despre facturi, despre scumpirea alimentelor, despre scumpirea energiei. Această lege este o inițiativă foarte proastă, pentru că tendința la nivel european este de a reduce pragul electoral tocmai pentru a le permite cât mai multor categorii de cetățeni să fie reprezentați în cea mai importantă structură democratică, cum este Parlamentul. În Italia, pragul este de 3%, în Spania, pragul este de 3%, în Grecia, pragul este de 3%. În nicio țară din Uniunea Europeană nu există un prag atât de ridicat. Poate s-au inspirat din America Latina, acolo unde există state cu prag de 7%. Dar în Uniunea Europeană nu se restrâng drepturile, ce le se oferă. Tocmai de aceea suntem diferiți față de ceilalți. Și eu cred că această inițiativă este pur demagogică. Nu are niciun fel de rațiune și niciun fel de motive serioase pentru a fi adus în dezbatere în momentul de față. Ce avem nevoie, în schimb, este să se dea un vot în Camera Deputaților, pentru că el s-a dat în urmă cu 5 ani de zile în Senat pentru reducerea numărului de parlamentari la 300. Poate așa scăpăm de demagogii din politică care vin cu asemenea inițiative complet neinspirate. Această, iată, propunere legislativă de creștere a acestui prag, credeți că ar încuraja extremismul și ar slăbi deopotrivă democrația? Eu cred că este o măsură antidemocratică și nu cred că extremismul și populismul încurajat de Rusia în țara noastră poate fi diminuat prin asemenea inițiative. Extremiștii din țara noastră s-au urcat într-o căruță și cred că cu lozinci pot manipula cetățenii. Ori eu cred că nu așa se combate extremismul. Ei trebuie să prezentați exact așa cum sunt, pentru că sunt oameni care n-au reușit nimic în viață, ci vin și varsă tot felul de lozinci și nemulțumiri, încercând să pozeze în salvatori. Ori situația este complet diferită și de aceea nu cred că prin ridicarea pragului poți opri ascensiunea acestui curent. Lucrurile sunt mult mai simple și ele trebuie prezentate exact așa cum le vede toată societatea, pentru că nu toți românii mușcă din această retorică. Oamenii, marea majoritate, sunt destul de raționali și înțeleg și riscurile și capcanele la care este expusă societatea. Și tocmai de aceea eu cred că într-un moment de criză avem nevoie de dezbatere, nu de inițiative populiste care nu au niciun fel de raționament sub nicio formă în momentul de față și nici nu se pune problema ca pe viitor să luăm asemenea măsuri. Să reducem pragul, da, ar fi o inițiativă foarte bună, pentru că noi avem nevoie de reprezentare cât mai largă a cât mai multor categorii din societate și nici de cum să ridicăm în mod aberant pragul la 7%. Luați în calcul, așadar, iată, să depuneți o propunere legislativă de reducere a pragului electoral? Eu cred că în societatea românească avem nevoie de o asemenea inițiativă, să reducem
pragul electoral, repet, așa cum este în Grecia, cum este în Portugalia, cum este în Spania, cum este Italia, acolo unde locuiesc peste 1 milion de cetățeni români. Noi avem nevoie de asemenea practici pentru că sunt mult mai utile pentru democrații și le consolidează. Și mai avem nevoie de ceva, mai avem nevoie de revenirea la alegerea primarului în două tururi. Noi trebuie să avem în fruntea comunităților noastre cei mai buni primari. Și s-a dovedit că acolo unde există un primar eficient, poate face minuni într-un timp foarte scurt, cum este primarul din Câmpul Lung Argeș și din alte comunități. Și rezolvarea, care iată, cu votul electronic, nu? Inclusiv votul electronic. Aici însă este o dezbatere mai largă, dar s-a dovedit că în țări europene unde s-a introdus votul electronic, a crescut semnificativ participarea la vot. Trăim în era în care avem încredere în cardul bancar, dar nu avem încredere să ne dăm votul electronic. Și de aceea cred că este o inițiativă care trebuie discutată, dezbătută și, din punctul meu de vedere, și implementată.